Într-o lume în care chiar și o banală virgulă pusă greșit într-o frază poate crea nu doar confuzie, ci chiar adevărate dezastre în comunicarea unui mesaj, mai ales de interes public, specialiștii în PR nu mai sunt de ajuns. Pregătirea profesională urcă la un alt nivel. Diplomația publică e un domeniu interdisciplinar. În ce sens interdisciplinar? În sensul în care, pentru a putea să devii specialist în diplomație publică, ai nevoie de cunoștințe din cel puțin 4 sau 5 domenii. După aceea, o să constatăm un lucru foarte interesant: că în America există programe în diplomație publică care au dobândit notorietate. În prezent, un astfel de program masteral există doar în Statele Unite ale Americii și Australia. În Europa, cel pe care îl pregătește acum Universitatea Spiru Haret fiind singurul de acest fel, cei interesați vor putea să se înscrie odată cu debutul anului universitar 2015-2016. Formarea unor profesioniști în domeniu și dezvoltarea comunicării dintre mediul academic și cel privat, dar și creșterea gradului de integrare a studenților pe piața muncii, sunt doar câteva dintre obiectivele proiectului. Astfel, tinerii care vor absolvi un astfel de masterat au șanse considerabil mai mari de a-și găsi un job chiar și în marile instituții internaționale. Ei pot lucra de la uh, instituții de stat. Dar, mă rog, asta reprezintă o parte a activității. Instituții culturale de toate felurile, ONG-uri care au în vedere, de la ONG-uri umanitare, la ONG-uri pentru protecția drepturilor omului, pentru activism politic, pentru ce vreți dumneavoastră în zona asta, până la orice fel de corporație multinacională.